Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre teorema unghiului de 30 de grade. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei vrea să construiască o căsuță pentru păsărele și ne cere ajutorul. Își face o schiță, cum ar vrea să arate căsuța, și îl interesează care este înălțimea acoperișului dacă triunghiul ABC din imagine este un triunghi isoscel, deci AB congruent cu AC, iar măsura unghiului B este de 30 de grade. Pentru aceasta avem nevoie de teorema unghiului de 30 de grade, care ce ne spune? Într-un triunghi dreptunghic, cu măsura unui unghi de 30 de grade, cateta opusă unghiului de 30 de grade are lungimea egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei. Deci dacă avem triunghiul ABC cu unghiul A de 90 de grade, iar unghiul B de 30 de grade, cateta opusă unghiului de 30 de grade, deci este vorba de AC, este egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei, adică BC supra 2. Să demonstrăm această teoremă a unghiului de 30 de grade. Deci avem în ipoteză triunghiul ABC cu unghiul A de 90 de grade, iar măsura unghiului B de 30 de grade. Aceasta este ipoteza. Și în concluzie, cateta opusă unghiului de 30 de grade, deci este vorba de AC, va avea lungimea jumătate din lungimea ipotenuzei, adică BC supra 2. Pentru aceasta vom face o construcție ajutătoare și anume luăm punctul D, care va fi simetricul punctului C față de punctul A. Deci, cu alte cuvinte, punctul D aparține dreptei AC în așa fel încât AD să fie egal cu AC. Deci AD egal cu AC, altfel spus, punctul A este mijlocul segmentului DC. Ne putem încadra în cele două triunghiuri formate, și anume triunghiul BAC, respectiv triunghiul BAD. Ambele triunghiuri sunt triunghiuri dreptunghice în A, deci unghiul BAC este egal ca măsură cu măsura unghiului BAD, egal cu 90 de grade. AB este latură comună celor două triunghiuri. Iar AC și AD sunt congruente din construcție. Atunci rezultă, conform cazului de congruență latură-unghi-latură, sau catetă-catetă, că cele două triunghiuri BAC și BAD sunt congruente și atunci, din definiția triunghiurilor congruente, va rezulta faptul că BD este congruent cu BC. Deci BD și BC congruente, iar unghiurile din B, unghiurile formate în B, adică unghiul DBA, congruent egal cu unghiul CBA, deci de măsuri egale, dar cum știm că unghiul CBA este de 30 de grade, atunci înseamnă că și unghiul DBA este tot de 30 de grade. De unde rezultă faptul că unghiul
DBC, care este suma celor două unghiuri, DBA plus ABC, egal cu 30 de grade plus 30 de grade, egal cu 60 de grade. Și atunci, dacă ne încadrăm în triunghiul DBC, care am arătat că are două laturi congruente, BD, respectiv BC, din demonstrație, și de asemenea am arătat că are unghiul DBC de 60 de grade, deci înseamnă că este vorba de un triunghi isoscel cu un unghi de 60 de grade, atunci înseamnă că triunghiul nostru DBC este de fapt un triunghi echilateral, deci înseamnă că are toate laturile congruente, deci și DC congruent cu BC. Dar ce am văzut? Din construcție am luat faptul că DA este egal cu AC, deci înseamnă că AU e mijlocul lui DC, cu alte cuvinte AC va fi egal cu DC supra 2. Deci rezultă faptul că AC va fi egal cu, păi deci am văzut că este egal cu BC, deci va fi egal cu BC supra 2. Ceea ce trebuia demonstrat. Revenim la problema noastră. Deci avem acoperișul în forma unui triunghi isoscel ABC cu AB congruent cu AC, AB-ul de 8 cm, iar măsura unghiului B de 30 de grade. Pe Andrei îl interesa care este înălțimea acestui acoperiș. Și atunci, dacă construim AD perpendicular pe BC cu punctul D aparținând lui BC, obținem triunghiul ADB, care este un triunghi dreptunghic în D, deci măsura unghiului D egal cu 90 de grade, și știm din ipoteză faptul că B-ul este de 30 de grade, din ipoteză, atunci, folosind teorema unghiului de 30 de grade în acest triunghi dreptunghic, știm că lungimea catetei opusă unghiului de 30 de grade, deci în cazul nostru AD, este egal cu lungimea ipotenuzei supra 2, adică AB supra 2. Deci AD va fi egal cu 8 cm supra 2, egal cu 4 cm. Deci înălțimea acoperișului este de 4 cm. Iată și căsuța construită de Andrei pentru păsărele. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în continuare.